Profesorii au început să găsească modalități de a aduce educația într-o lume virtuală comună. O școală din Florida și-a anunțat intenția de a înființa o academie virtuală care va prelua școlarizarea gratuită a elevilor din luna august acestui an. Lecțiile în Metaverse le vor permite copiilor să aibă oportunități nemai întâlnite. Sala de clasă ar putea fi transportată oriunde, iar acest tip de inovație ar deveni revoluționar. Sarei i-ar plăcea să aibă parte de o asemenea experiență. O idee foarte interesantă, mai ales la unele materii, cum ar fi istoria. Adică ne-ar ajuta foarte mult să evoluăm sistemul învățământ și ne-ar ușura abilitățile de învățare. Chiar incredibil să poți să vezi fiecare oră cu niște ochelari, să fie VR toate. Sper să te apuci și în România. Totuși, tehnologia acaparează prea mult pe copii, iar asta ar putea duce la lipsa interacțiunii umane. Asta crede Alina Roman, mama lui Andrei, elev în clasa 9. Personal consider că este prea mult, că copiii au nevoie să interacționeze atât cu adulți cât și cu copii de vârsta lor. Ne îndreptăm așa către o izolare, nu impusă, ci pe care o alegem noi. Mirela Tank este profesoară de română la o școală gimnazială din Oradea. Este recunoscută pentru participarea la Global Teacher Prize. În plus, își face elevii să iubească româna, predându-le prin intermediul jocurilor Minecraft și Fortnite. A testat și ochelari VR cu elevi încă din 2018, dar nu e de acord cu orele predate în Metaverse. Am folosit și noi ochelarii VR și AR, dar efectiv dau o stare de amețeală dacă folosești prea mult. Acum le-am folosit copiii la predarea basmului. Le-am pus copiilor să vizioneze basme și o alternativă la citit.